Stăvilarul de pe Someș, construit de Gheorghe Șurubaru, city managerul municipiului Cluj-Napoca, este la fel de ineficient ca în urmă cu un an și jumătate când a fost montat. Stăvilarul a fost instalat în capătul cartierului Grigorescu cu scopul de a aduna deșeuri ușoare din amonte. Gunoaiele se adună acolo, dar tot trec și pe sub instrumentul ăla, nu știu ce e ăla acolo, deci l-au făcut de pomană. Au venit copaci de lemn, băi, au zis și tot ce-au pus banii în zadar. Montarea sistemului a necesitat o investiție serioasă din bugetul local. Aproximativ 60.000 de euro a costat sistemul de colectare plutitori amenajat peste Someș. Pe lângă baraj au mai fost montate și camere de supraveghere și 4 panouri fotovoltaice folosite pentru iluminat. Specialiștii din primărie nu au luat nicio măsură până acum pentru remedierea situației. Clujenii, plătitori de taxe și impozite, sunt revoltați. Păi să facă ca lumea. Deci dacă l-au făcut să nu treacă gunoaiele, să meargă prin oraș, așa să fie făcut. Că-i meseria, așa am înțeles, șurubaru. Însă, pentru dezastrul de pe Someș, nu sunt responsabili doar reprezentanții primăriei. Nu vreau să jignesc pe nimeni. Oamenii aruncă în apă, tot. Lasă că aruncă în apă și asta e. Ineficiența stăvilarului lui Șurubaru se vede câteva sute de metri în aval. În zona sălii sporturilor, Someșul arată ca o orezărie decorată cu peturi prin care păsările și-au făcut cărări.